Tată Sfânt care ești în ceruri, îți mulțumim că suntem în prezența Ta, Doamne. Fie glorificat numele Tău cel Sfânt, din veșnicie în veșnicie. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ne vei vorbi mai departe, Doamne. Nu vrem doar să auzim cuvântul, vrem să și-l ascultăm, Doamne. De aceea Te rog, Doamne, binecuvintează fiecare tânăr, fiecare tânără, Doamne. Adolescenții, părinții, bunicii, Doamne, dacă sunt. Din preună vrem să facem voia Ta, Doamne. Îți mulțumesc pentru harul de care ne faci parte. Rămâi în noi și cu noi, de acum și în veci de veci. Amin. Pentru cei care au tradus Biblia cu voi, să deschidem la Psalmul 139. Citesc de la versetul 13 câteva versete. Pagina din Biblie, 634. Tu mi-ai întocmit rărunchii, Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele, Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de Tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plot fără chip, ochii Tăi mă vedeau și în cartea Ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Nu știu câți dintre voi aveți poză cu voi dinainte de naștere. Psalmistul spune aici despre o fotografie pe care Dumnezeu o are de la fiecare dintre noi, o ține în albumul Lui și Dumnezeu spune Biblia că ne-a întocmit rărunchii la fiecare, că atunci când eram făcuți într-un loc tainic, într-un mod ciudat pentru oameni, pentru noi, vreau să vă spun, dragii mei, că Dumnezeu avea prima fotografie cu noi. Eu n-am poze cu mine dinainte să mă fi născut. Acum aparatele de ziua de astăzi pot să prindă, da, astfel de poze în alb, negru sau color și poți să vezi copilul la 5 luni de zile, la 4 luni de zile, la 8 luni de zile. Dragii mei, vreau să vă spun astăzi ceva și vreau să vă vorbesc despre fotografii astăzi. Vă plac pozele la toți, nu-i așa? Este cineva la care nu-i plac pozele? Dragii mei, vreau să vă spun că nouă ne place foarte mult să fim prinși în poze de oameni în momente în care să primim cât mai multe like-uri apoi. Știți? Eu am văzut tineri care nu pot să doarmă dacă n-ajung la 200 de like-uri cu poza. Au insomnii noaptea. Trebuie să-și dea diazepan. Ei nu pot să doarmă dacă cumva încercați să lăsați la o poză, un comentariu, să spui, bă, dar ce urâtă ești în poza asta. Să vezi dacă nu-ți blochează numărul și te blochează pe viață. Pentru că ținem foarte mult la imagine în ziua de astăzi. Ținem foarte mult la cum arătăm. Pentru aia ne îmbrăcăm frumos. Pentru aia încercăm să umblăm cât mai curat. Încercăm să... Atunci ne place că atunci când ni se face poză să ni se spună, vezi că îți fac poză. Cheese sau mai știu eu ce altceva. Da? Vreau să vă spun astăzi ceva șocant pentru unii dintre voi. Când Dumnezeu face poză, n-anunță pe nimeni. Voi veniți frumos îmbrăcați și foarte bine și eu am venit frumos îmbrăcat. Dar Dumnezeu când face poză nu se uită doar la haina exterioară. Dumnezeu se uită și la haina interioară. Că mulți dintre noi avem costume noi și haine înăuntru vechi. Știți ce spune Biblia despre Bartimeu când a plecat din șanț? Când a plecat de la locul acela de unde cerșea și a aruncat? Și a aruncat haina. Unii vor să vină cu haina de Porsche la biserică. Când fiul risipitor vine acasă, oameni buni, fiul risipitor nu intră cu haina de porci în casă. Mere mai întâi să se schimbe. Noi primim pe oameni să se pocăiască aici, dar aici nu mai poți să stai cu păcate în biserică. Aici trebuie să trăiești o viață nouă. Că e diferență între a fi în casă și a fi în stradă. Noi suntem în casa lui Dumnezeu astăzi. Dar nu clădirea asta e casa lui Dumnezeu. Biserica e casa lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, vreau să vă spun astăzi că voi trăiți într-o lume în care se fac multe fotografii. Eu lucrez în informatică și am avut acces la niște date, m-am putut să mă interesez, poate și voi o să puteți să vă interesați despre ceea ce vă spun. Peste 500.000 de fotografii se urcă pe internet în fiecare minut. Peste 500.000 de fotografii în fiecare minut. Cele mai scumpe telefoane astăzi țin foarte mult cont
de camera video și de camera foto. Vreau să vă spun astăzi că cea mai performantă cameră foto nu e iPhone X, nici Huawei 10 Mate Pro. Vă sună cunoscut, așa-i? Da? Cea mai cunoscută, cea mai puternică cameră nu e la Samsung Galaxy S9, S9. Cea mai puternică cameră video din univers e ochiul lui Dumnezeu. Japonezii lucrează de câțiva ani la un aparat care să facă poze la 90 de grade. Adică dacă tu stai de pe colț, după colțul unei clădiri și omul stă aici cu telefonul, se te poate prinde și în lateral. Vreau să vă spun, dragii mei, eu am un Dumnezeu care nu face poze numai la 90, face la 360 de grade. Ascultați, tu mă înconjori pe dinainte și pe dinapoi și spui mâna peste mine. Acum, nu știu câți dintre voi, atunci când vă face Dumnezeu poză, sunteți conștienți de lucrul acesta. Nouă tare mult ne-ar place Domnul să ne facă poză când suntem în biserică, când suntem la spital și ajutăm pe cineva, când merem să împărțim un sandwich. Știți că de multe ori Dumnezeu ne face poză când nu ne așteptăm? Dragii mei, vreau să vă spun astăzi ceva și apoi intru un mesaj. La multe din pozele care tu le ai și eu le am și am like-uri la ele și am aprecieri de la oameni la ele, s-ar putea să n-am aprecieri și de la Dumnezeu. Și la multe din pozele pe care oamenii nici măcar nu le-au văzut cu mine, s-ar putea Dumnezeu să le aibă în albumul lui și să zâmbească și să se bucure din cauza asta. Eu vreau astăzi să vă vorbesc despre câteva fotografii care sunt apreciate de Dumnezeu, ca să nu zic la care Dumnezeu dă like. Dar vreau să vă vorbesc despre fotografii pe care voi ar trebui să le urmăriți în viața voastră. Să nu mereți cu lumea asta care trăiește în păcat, în mizerie. Că astăzi, uitați-vă pe internet, nu? Cu cât ești mai tatuat, cu cât trăiești cu mai multe fete, cu cât ai mai multe și în nas, dacă se poate să ai și în urechi, și în tăte să ai, da? Și în limbă să ai, da? Cu atât ești mai apreciat. Asta e lumea în care trăim, asta e lumea în care trăiți. Dragii mei, eu vreau astăzi să nu uitați un lucru. Dumnezeu apreciază altfel de fotografii. O să vă arăt în Biblie câteva poze la care oamenii au dat like și Dumnezeu nu a dat like. Și o să vă arăt în Biblie câteva poze în care oamenii au zis, cine să mai uite și la aia sau și la asta? Și Dumnezeu a zis, eu mă uit. Eu mă uit. Pentru că ultima fotografie a ta și a mea, dragii mei, nu o să fie în biserică. Ultima fotografie a ta și a mea nu o să fie în mall. Ultima fotografie a ta și a mea o să fie în fața scaunului de judecată al lui Dumnezeu. Pentru aia tu trebuie să fii concentrat în viață, nu să atragi aprecierea și like-urile oamenilor. Tu trebuie să fii concentrat în viața asta să atragi aprecierea lui Dumnezeu. Că dacă toată planeta asta te apreciază și Dumnezeu nu te apreciază, n-ai făcut nimic. De aceea vreau să te uiți astăzi, să vezi cum trăiești, pe cine vrei să impresionezi, la cine vrei să te afișezi. Uitați-vă să vedeți, dacă o fată pune pe Facebook poze în care spală vasele, nu primește niciun like. N-ați observat. Dar dacă pune cu o fustă scurtă sau un pantalon, niște bluși care pocnesc pe ea, imediat toți băieții dau share. Scuzați-mă, nu toți băieții. Toți Samsonii dau share. Toți Absalomii dau share. Că și asta e important și vreau să vă întreb, cine îți lasă comentariul la poză? Pavel sau Dima? Dalila sau Rebecca? Că vreau să vă spun astăzi ceva foarte important. Cine trăiește cu Dumnezeu, nu-i toată ziua online și toată ziua pe Instagram și toată ziua să smulgă like-uri de la alții. Că n-are treabă cu asta. Cine trăiește cu Dumnezeu în fiecare zi concentrat să primească aprecieri din partea cerului. E mare diferență. E mare diferență. Uitați-vă astăzi, nu ca și băiat. Dacă ești sprijinit de un BMW, da, cu părul gerat așa pe spate, nu? Cu ochelari de soare, chiar dacă nu-i soare afară și norat, nu? Și atunci primești tu like-uri, înțelegeți? Dacă ești mușchiulos, dacă pocnește tricoul pe tine, dragii mei, eu sunt un om care predic direct, pentru că asta avem nevoie. Eu nu pot să vă spun că cu astfel de poze, cu astfel de mândrie, cu astfel de ținută, cu astfel de comportament mergem în cer, nu pot să vă spun asta.
Eu vreau să vă spun că omul care umblă smerit cu Dumnezeu, ăla îl va vedea într-o zi pe Dumnezeu. Și ascultă-mă ce spun astăzi, ca și adolescent, ca și tânăr. Vreau să spun ceva astăzi. Fotografiile care le faci la 18 ani te vor urmări toată viața. Fotografiile care le faci la 14 ani, când Dumnezeu te surprinde tântind ușa la maică ta în față. Când Dumnezeu te surprinde bombănind, comentând, că nu-ți place că taică tot a spus să vii la biserică. Fotografiile astea Dumnezeu le ia undeva, nu dă like-uri la ele, nu le apreciază, dar le pune undeva și o să zică astea, atunci când el o să-mi ceară binecuvântarea, o să mă uit la ele și nu o să-i dau binecuvântare. Asta vreți. Oameni buni, am întâlnit miri și mirese în România și în alte părți, care au impresia că dacă cheamă pe nu știu care predicator la nuntă și care au impresia că dacă cheamă pe nu știu care cântăresc la nuntă, o să fie binecuvântați la nuntă. Să nu credeți așa ceva. Să nu credeți așa ceva. Dacă nu vine Dumnezeu la nunta mea, poate să vină toate grupurile din România, n-am făcut nimic. Și poate să nu vină nimeni la nuntă, dacă vine Iisus Hristos și un simplu slujitor din sală se roagă pentru mine. Dacă Iisus acolo este binecuvântat pentru toată viața. Numai că Dumnezeu nu binecuvintează peste păcat. Asta să nu uitați ce vă spun. Dumnezeu nu binecuvintează peste păcat. Prima fotografie la care vreau să ne uităm. O să vedeți o fotografie la care oamenii, mulți dintre ei, au dat multe like-uri și Iisus nu a dat niciunul. Și la a doua parte o să vedeți aceeași poză, da? Cu alt personaj. În care oamenii au zis la asta, nici n-ar rost să... Asta e pace. Și Iisus Hristos a zis, ăsta-i. Ăsta e omul pe care eu îl apreciez. Luca 18, cu versetul 9. O să citesc mai mult din Biblie în seara asta, cu ocazia asta mai recuperăm și pentru aia care stau 5-6 ore pe Facebook, 4 ore pe FIFA 2019, da? Îi prindem acum și pe ăștia. Luca, capitolul 18, cu 9. Am mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți. Mă opresc să vă spun ceva. Eu, dacă credeți pe mine că sunt neprihănit și Dumnezeu nu confirmă asta, nu mă ajută cu nimic. Doi oameni s-au suit la templu, atenție, doi oameni s-au suit la templu să se, oameni buni, ăștia nu au venit să se afișeze. Amândoi au venit cu același scop, cel mai bun scop, să te rogi, să stai de vorbă cu Dumnezeu. Extraordinar, până aici like-uri la amândoi, nu? Până aici de apreciat amândoi, ascultați. Fariseul stătea în picioare și a început să se roage în sine astfel, Dumnezeule, să mulțumesc. Până aici e bine că îi mulțumești Domnului. Dar de ce îi mulțumești Domnului? Ascultați pentru ce îi mulțumea. Că nu sunt ca alții. Nu sunt ca alții. Auziți? Ca și ceilalți oameni, hrăpăreți, da? Nedrepți, prea curvari. Doamne, când mă uit mai bine, vreau să-ți mulțumesc ceva, Doamne. Nu sunt nici ca asta care s-a pus așa lângă mine. Îți mulțumesc că nu sunt ca el. Eu, Doamne, dacă nu știi, eu vreau să spun ce fac eu. Eu postez doar pe săptămână. Dau o zecioială din toate veniturile mele. Și acum Dumnezeu mută camera video pe cineva care poate stătea undeva mai în spate. Vameni și-o stătea departe și nu îndrăznea nici ochii să se ridice spre cer, că păcătoșii în adunarea neprihăniților stau cu capul jos. Se bătea în piept și zicea, Dumnezeule, ai milă de mine, păcătos. Și acum ascultați, vă rog frumos. Vreau să vă spun, dragii mei, că fariseii, pentru noi cuvântul fariseu astăzi sună urât, pentru că știm Biblia și știm cam ce le-a spus Domnul fariseilor. În vremea aceea, fariseu însemna ca și cum ai spune astăzi, un om cu 3-4 facultăți, un om învățat, un predicator de renume, un om extraordinar. Dacă ar fi avut generația aceea telefoane, vreau să vă spun ceva, și ar fi umplut pozele, și ar fi un plus patru de pe telefon cu poze cu farisei, ei lângă farisei. Pentru că erau oameni foarte bine văzuți. Și când ăsta a intrat în templu să se roage și s-a stat în picioare și da, s-a rugat, toți erau cu ochii pe el. Numai Iisus se uita în altă parte. Și când oameni și s-a început și el să se roage încet așa în sine, nimeni nu l-a mai băgat în sală. O zice, hai să plecăm acasă, ce? Ăla zice. La vai de capul lui, iadul mănâncă. Ăsta e sfântul, raiul îl vede. Dragii mei, hai să vă spun cu ce-o greșit fariseu.
În primul rând, fariseul a greșit că s-o compara cu alții. Știi că întotdeauna când te compari cu alții, vei găsi pe altul mai păcătos ca tine? De ce ești fericit astăzi la biserică? Că tu nu mă minți, altul o și furat pe lângă comințe, nu? Dar tu ești fericit. Bă, zice, eu mint odată pe zi, dar asta minte de 15 ori pe zi, mă. Eu știu eu, zice. Ascultați-mă, când te compar cu alții, întotdeauna te vei vedea mai sfânt pe tine și pe altul mai păcătos. Și păcatul ăsta al comparației o pătruns în biserici. N-ați observat cum ne comparăm unii cu alții. Ne comparăm costumele, ne comparăm mașinile. Apoi mai știi că dăm în păcatul invidiei, dacă lui ăla au fost costumul mai scump cu 100 de lire ca a meu. Oameni buni, vreau să vă spun, dacă tot vă comparați, comparați-vă în sens spiritual. Îl vezi pe unul că plânge la rugăciune și tu nu mai ai lacrimi. Invidiază-l, că ăsta nu-i păcat. Îl vezi pe unul din 300 că a venit cu Biblia la biserică. Invidiază-l, că tu ai venit cu două telefoane. Și nu știu cum de n-ai semnal cu cerul. Înțelegi? Te sună tot, îți dau toți like-uri și cu Iisus nimic. Nimic. Dacă tot invidiem, nu te mai uita la fata aia care umblă mai strâm ca tine. Uită-te la aia care umblă mai cuvincios. Care vine și marți la rugăciune și joi și duminică. Care nu stă cu 10 băieți de vorbă la final. Dar care atunci când stă de vorbă cu Iisus, nu stă cu ochii deschiși. Stă cu mâinile împreunate și se roagă. Și nu e interesantă, nu e interesată că altele o judică, că face pe sfânt și că nu știu ce. Dacă tu vă comparați, comparați-vă cu asta. Vreau să vă spun astăzi ceva, omul acesta a zis, eu sunt un om bun. Și vamea și-a zis, eu sunt un om rău. Iisus Hristos nu a venit să mântuiască oamenii buni. Iisus Hristos a venit să mântuiască oamenii care recunosc că au nevoie de El. Iadul va fi plin de oameni care toată viața au spus, eu sunt un om bun. Mai fac eu câte o prostie, mai fac eu câte un lucru rău, dar vreau să spun ceva, eu am cumpărat stația la biserică. Auzi, eu zic ce mai am probleme, mă, pornografia cu una sau alta, nu zice la nimeni, în sinea lui zice, da? Dar vreau să spun ceva, eu am dat 1000 de euro la săraci, poți să dai 100 de mii de euro, că tot în iad mergi, fii liniștit. Asta poți să fii liniștit. Că noi nu putem, oameni buni, noi nu putem compensa prin slujire ceea ce pierdem prin neascultare. Nu știu dacă mă înțelegeți ce spun. Eu pot să predic, ascultați-mă, nu vorbesc de voi, vorbesc de mine mai întâi. Eu pot să predic în toată Europa asta, în fiecare zi să predic. Eu dacă trăiesc într-un singur păcat, de exemplu minciună, în mod conștient, în mod continuu și mor la noapte, eu mă duc în iad, oameni buni. Pentru că faptul că eu am slujit nu mă ajută cu nimic dacă eu am trăit în păcat în timp ce slujeam. Nu. Eu vreau să vă pun o întrebare. Aveți acasă o mamă sau un tată, nu? Unii dintre voi aveți, poate aici, alții acolo acasă. Mama, ce are nevoie mai întâi? De un telefon de la tine sau de banii tăi? De un telefon de la tine, de o relație bună cu tine. Dacă tu i-ai duci, da? Dacă copiii mei mi-aduc rușine, oameni buni, dacă copiii mei mi-aduc rușine din aia groasnică, poate să-mi trimite 10.000 de euro din Franța acasă, nu am nevoie de banii lor. Exact la fel e cu Dumnezeu. Dumnezeu nu are nevoie de cântările tale, de predica ta, de donațiile tale. Dumnezeu mai întâi are nevoie de sinceritatea ta, de inima ta. Doamne, ajută-ne la asta. Că uitați-vă să vedeți, oamenii ăștia au venit amândoi să se roage și Iisus Hristos spune așa, din ăștia doi care s-au rugat, că amândoi s-au rugat, că dacă stătea pe telefon la rugăciune, înțelegeam, bă, nu e așa pocăit. Dacă în timpul rugăciunii ar fi mărs și s-ar fi uitat la niște fete, înțelegeam, bă, nu. Dar amândoi s-au rugat, oameni buni, și unul merge în iad și altul merge în cer. Mie mi-e frică, nu vi frică când citim cuvântul ăsta. Că îmi dau seama că pot să fiu transmis live. Că îmi dau seama că oamenii pot să-mi facă fotografii, că pot să zică predică bine. Dacă Dumnezeu nu spune că sunt pocăit, e zero! Ne-am umplut bisericile după imagine, ci tânjind după imagine, să fim în față, să câștigăm voturi, să conducem, să cântăm. Dacă nu l-ai pus la cântare, nu mai vin la biserică două luni de zile. Nu la voi, numai la noi, așa-i? E necăjit! Dă maică asta telefon, de ce n-ai pus-o pe fata mea? Oameni buni, ascultați-mă! Mai întâi Dumnezeu ne cere pocăință!
Mai întâi Dumnezeu spune, Cristi, ai grijă. Nu te mai compara cu alții, nu mai spune că ești un om bun. Spune, Doamne, sunt un păcătos, dar vreau să mă mântuiesc, să mă duc în rai. Iadul va fi plin de oameni care toată viața au spus, sunt un om bun. Raiul va fi plin de oameni care au spus, Doamne, sunt un păcătos, ai milă de mine, păcătosul. Ați înțeles acum? 2. O altă fotografie din Biblie. La fel de contrastantă. La fel de în opoziție. Deschideți cu mine, vă rog, la Cartea Estera. Cartea Estera. Pagina din Biblie, 516. De fapt, vreau să citesc 515. Vreau să le spun ceva la tineri aici. Estera nu spusese nici nașterea, nici poporul, căci o oprise Mardoheu. Da? Deci Estera a ajuns împărăteasă. Mardoheu era un simplu om. Da? Estera a ajuns sus. Unchiul a rămas în stradă și nepotul a ajuns pe scaunul de împărăteasă. Ce faci când ajungi sus în viață? Ascultați. Ea, Estera, urma acum poruncile lui Mardoheu cu tot atâta scumpătate ca atunci când o creștea el. Extraordinar. Extraordinar. Păi în capitolul 1, Vasti, da? Soția împăratului nu asculta de împărat care era pe același nivel sau poate mai sus ca ea. Și Estera o asculta de unchiul ei care era undeva, nu era în regat, nu era acolo la împărat, era acasă și ea. Trebuie să zică, babacule, am ajuns gata cu sfaturile. Gata cu... Nu m-a mai tot sunat din România să-mi spui să fiu pocăită, cum stau cu postul, cum stau cu rugăciunea. Gata cu asta, mami, că am lire în buzunar. O, câți tineri n-am văzut din ăștia. Nu te mai poți apropia de ei să le dai un sfat. Că au și ei mașină. Ori uita că ori umbla cu Pegas acum 25 de ani. Nici aia nu l-a avut. Înțelegeți? Au și ei acum ceva în pormoneu și nu mai poți să le spui nimica. Dumnezeu face o fotografie din cer. Și o prinde pe Estera undeva sus, a doua din împărăție. Mergând în fiecare zi la Mardoheu la poartă și spunea Mardoheu, cum îți pare, e bună ținuta sau e provocatoare? Că dacă nu e bună, să nu fie o provocare pentru alții. Mardoheu spune, am greșit cu ceva? Spune-mi cum să stau mai aproape de Dumnezeu. Vreau să spun astăzi ceva, oricât ai ajuns de sus în viață, să nu uiți de unde ai plecat. Amin! Că unii dintre voi ați uitat de unde ați plecat din țară. Și poate o mamă sau un tată sau un bunic sau un verișor. Am văzut oameni buni, am văzut frați crescut în aceeași familie. Unul a ajuns mare patron și restul nu a avut șansa asta. Și patronul nu i-a băgat în seamă pe frații lui. Dar am văzut frați unde unul a ajuns sus și i-a ridicat pe toți după el. Că asta ne cheamă Dumnezeu să facem. Nu când e sus te vezi mare grandoman. Și acum trec la poza despre care vreau să vă spun. Spune Biblia aici, mai departe, că în același timp pe când Mardoheu stătea la poarta împăratului, da, împărăteasa era înăuntru, Mardoheu la poartă, Bictan și Tereș, doi fameni ai împăratului, s-au supărat pe împărat. Și-au pus la cale un asasinat. Și-au zis, mă, îl omorâm pe ăsta. Și Mardoheu era în preajmă, nu știu cum s-au apropiat de ei Mardoheu, o tras cu urechea și au auzit că ăștia vor să-l omoare pe împărat. Și Mardoheu a mers și o da de știre împărătesei Estera și Estera i-a spus împăratului, ia-i grijă, zice că ăștia vor să te omoare. Împăratul o cercetat, o văzut că era adevărat și s-a scris în Cartea Cronicelor. Și Biblia nu spune nimic altceva. Oameni buni, vreau să vă pun o întrebare. Să știi că tu salvezi viața președintelui sau a reginei din Londra. Cam ce așteptări ai avea după aceea? Toate canalele de televiziune se scrie Cristi Boariu. Cel puțin 5.000 de hectare de pământ recompensă, nu? Dragii mei, uitați-vă că nu, în afară că o scris într-o carte despre Mardoheu, nu o scris nimica. Vreau să înțelegeți ca într-o paranteză să vă spun ceva. Dumnezeu la unele fapte bune nu ne plătește acum, că ar fi prea ieftin. Ne plătește mai târziu. Ca să ne salveze poate viața, poporul, veșnicia. Așa că n-aștepta pentru orice faci acum, nu? Uitați-vă că am văzut și eu, ai făcut un lucru bun. Și aștept, mă, să te, omul să vină, să te îmbrățișeze și nici nu mă pasă, nu? Stați liniștit, dacă mă îmbrățișează Domnul în cer, e suficient pentru mine.
Știți că au trecut câteva capitole? Pentru cei care cunoașteți cartea Estera, vreau să vă spun, sau pentru cei care nu cunoașteți, vreau să vă spun că Haman l-a invidiat foarte mult pe Mardoheu. Al doilea om în împărăție, al doilea om în statul era Haman. Și când a văzut că Mardoheu nu se pleacă înaintea lui, eu zis, măi, eu o să fac ceva pentru omul ăsta. Am mers acasă la nevastă și asta e întrebarea, ce nevastă ai? Nevastă o zere și a zis către el, zice, mă, cu ăla, zice, dar hai să-l spânzurăm pe ăsta, nu? Ce sfaturi îți dă nevastă ta? Să-l spânzuri pe om, să-l sugrumi? E o întrebare interesantă asta. Că eu am văzut mulți bărbați care ar fi luat decizii bune, dar au avut lângă ele poate neveste care nu au dat sfaturi bune. Eu mă rog toate surorile să dea sfaturi binecuvântate. Când bărbații sunt supărați, nu îi spune, bă, du-l la comitet dacă s-a făcut rău. Pune-l pe internet. Blochează numărul. Nu. Tu să fii o femeie, să fii o soră care să spui, auzi, hai să ne plecăm să ne rugăm pentru el. Hai să se luăm o zi de post. Dumnezeu să aibă milă, să-l ierte, nu? Dragii mei, Haman merge, pregătește spânzurătoarea și în următoarea dimineață vine la palat. Și acum vă rog să ascultați. Dumnezeul meu cum sincronizează lucrurile și Dumnezeul tău cum sincronizează toate lucrurile. În noaptea aceea este o noapte în care împărații nu pot să doarmă. Știți asta? În noaptea aceea împăratul n-a putut să doarmă. Și a poruncit să îi se aducă cartea aceea. Cartea cronicilor. Vreau să spun că acele cărți ale cronicilor erau niște suluri formate din 10 de suluri. Da? Eu stau și mă gândesc cum o rânduit Dumnezeu în noaptea aceea exact sulul acela în care scria despre Mardoheu să fie deschis. Și îl iam, unii vă uitați la mine ca și cum scria asta în Biblie, mă? Trebuie să mai citiți Biblia unii dintre voi. Tinerii mai ales, da? Toată ziua m-am pe internet să citiți statusuri. E adevărat că o propoziție e ușor, nu să o citești. Eu am văzut, am pus un mesaj mai mare, nu mai citea nimeni. Numai o propoziție, da? Dragii mei, dacă nu cunoaștem Biblia, ascultați-mă ce vă spun. Când vine diavolul și spune în fază ispita, o să cazi. Că tu n-ai cuvânt, ce spuneam aseară. A găsit în cartea cronicilor ce descoperise Mardoheu. Și împăratul a zis, ce cinste și mărire i s-au făcut lui Mardoheu pentru fapta aceasta. Și oamenii au zis nimic. Ce bine că să nu fi făcut, că nu i s-au făcut nimic, nu? Și au zis împăratul, cine este în curte? În dimineața aceea, dragii mei, când împăratul a citit cartea aceea, în curte, știți cine era? Omul acela care trebuia să fie. Din toată împărăția, din milioane de oameni în curte, știți cine era? Cine era? Spuneți. Vă rog, nu predicatorii. Cine era? Haman. Haman era în curte. Și l-a chemat împăratul pe Haman și a zis, Haman, zice, ce cinste și mărire ar trebui să-i se facă unui om pe care vrea împăratul să-l cinstească. Și acum vreau să vă vorbesc pe termenii voștri ca să înțelegeți mai bine. Imaginați-vă că Haman ar fi avut un telefon cum avem noi astăzi. L-a scos și a pus camera pe el. Știți că sunt două moduri la camere, pe tine sau pe mine. Și a pus camera pe modul selfie. Și a zis, împărate, numai puțin. Acum spune, ce ai spus împărate? Păi ce ar trebui să-i se facă unui om pe care vrea împăratul să-l cinstească? Și ascultat, a zis Haman așa, păi să fie luat calul împăratului, să fie luată haina împăratului. Zice să meargă așa prin împărăție și unul să ducă calul de căpăstru. Și să strige în gura mare, așa îi se face omului pe care împăratul vrea să-l cinstească. Nu m-a să uitați, bă, dacă o pun asta pe Facebook, o zis Haman, zice, 5.000 de like-uri, zice. 5.000. Oameni buni, ascultați-mă. Împăratul s-a uitat la el și a zis, vorbesc în termenii noștri, iertați-mă, vreau să fiu relevant, exact cum a fost Iisus. Vreau să fiu relevant pentru voi. A zis împăratul, Haman, ai spus totul foarte bine, numai că trebuie să muți de pe modul selfie, pe modul Mardoheu. Și pe ăla pe care ai vrut să-l spânzuri ieri, acum trebuie să-l pui pe cal, da? Vezi să nu cadă cumva, că dacă cade de pe cal, cazi și tu de împărăție. Ai grijă să-l duci de căpăstru și să urle exact cum ai urlat mai înainte către mine. Să strigi în gura mare. Așa îi se face omului pe care vrea împăratul să-l cinstească. Dragii mei, s-a urcat Mardoheu pe cal îmbrăcat în haina împărătească cu inelul împăratului în deget. Și toți oamenii îl vedeau. Știți însă că cu două capitole în urmă,
Mardoheu era îmbrăcat cu o altă haină și nu l-a văzut multă lume. Mardoheu, aflând tot ce se petrecea, și-a sfârșiat hainele, s-a îmbrăcat cu un sac și s-a presărat cu cenușă. Vreau să înțelegem ceva de aici. Toți ați vrea să fiți purtați pe cai albi într-o zi, da? Toți ați vrea să fiți îmbrăcați într-o zi, să fiți felicitați. Dragii mei, nu se va întâmpla asta pe acest pământ. Dincolo în cer se va întâmpla. Când vom intra pe porțile de aur, dar până atunci trebuie să învățăm ceva de la Mardoheu. Aici poate purtăm un sac cenușă, poate trebuie să ne zmerim, să lăcrimăm, să plângem. Dar vreau să vă spun astăzi că soarta lui Mardoheu, știți care a fost? Știți ce spune Mardoheu la finalul cărții? Ascultați. El era cu vază între iudei și iubit de mulțimea fraților săi, căci a căutat binele poporului și a vorbit pentru fericirea întregului său neam. Toată viața Mardoheu a fost un om smerit și într-o zi a zis Dumnezeu, vreau să te urc. Toată viața Haman a fost un om mândru și Dumnezeu a zis, trebuie să te cobor. N-ai vrea astăzi, nu știu unde ești, Zacheu era într-un copac undeva sus și a zis Iisus Hristos, coboară, coboară. Poate tu nu ești într-un copac, poate tu ești pe un bloc. Tu ești mai sus. Domnul spune astăzi ceva, dacă vrei să intru în casa ta, coboară. Eu am coborât din cer, tu nu poți coborâ din copac? Poate ai ajuns mare și tare, că ai și tu ceva în țară, că ți-ai strâns și tu ceva, că ai cumpărat și tu ceva, oameni buni. Dacă n-ar fi fost el de partea noastră, am fi făcut noi ceva? În toate până aici a fost mâna lui. Pentru aia eu nu vreau să pățesc ca Haman. Știți că Haman, pe spânzurătoarea pe care o pregătit-o el să-l omoare pe Mardoheu, știți că a fost omorât el? Obadia 1 cu 15. Cum ai făcut, așa ți se va face. Galateni 6 cu 7. Ce seamănă omul, aceea va se cera. Vreau să spun ceva astăzi ca tânăr. Cum te comporți tu cu logodnica ta sau cu prietena ta, așa se va comporta cu fata ta, cu viitorul ei prieten peste 20 de ani. Ascultă-mă ce spun. Cum te comporți tu cu părinții tăi și cum le comentezi, așa se vor comporta copiii tăi cu tine. Dacă astăzi ești un om pocăit și un om ascultător și un om care îl iubești pe Dumnezeu și ești un om smerit, un om care îți spui, Doamne, zi-mi ce să fac, eu aia vreau să fac. Vreau să spun ceva. Dumnezeu va rândui să fie și copiii tăi la fel. N-ai vrea astăzi să spui, Doamne, eu nu vreau să mă urc ca Haman sus, să spânzur pe alții. Poate spui, Cristi, dar de ce spui de spânzurătoare? De câte ori vorbești cu despre cineva rău, tu asta faci. De câte ori lovești pe cineva, tu asta faci. Omori un om care poate nu-i vinovat. Și chiar dacă ar fi vinovat, noi nu suntem cu omorâtul, noi suntem cu viața. Nu zici către Petru, ție îți dau cheile locuinței morților, o zici, ție îți dau cheile împărăției. Ați înțeles ce spun astăzi? O zis Iisus Hristos, eu țin cheile în locuinței morților. Eu. Și Iisus o ținut cheia și o zis, Lazar, ieși afară. Nu o zis, du-te mai în spate, mai bagă căciși după tine. Nu. O zis, ieși afară, că și Iisus Hristos vrea să învie astăzi. Dragii mei, trăim o vreme când oamenii sunt foarte mândri. Trăim o vreme când oamenii s-au urcat așa undeva sus și parcă nu mai poți să le spui nimic. Spunea o soră din Spania și un frate, am găzduit la ei în urmă cu vreo 3 ani jumate. Am spus mărturia lor în mai multe locuri pentru că m-au marcat foarte mult. O zis, frate Cristi, eram și eu tânăr, aveam vreo 17-18 ani. Și într-o zi am zis la maică-mea și la taică-meu, care erau baptiști, bunicii erau penticostali, eu nu o să fac nunta în biserică, zicea. Eu m-am găsit pe un băiat în lume, și eu vreau să vă spun, zice că eu n-am nevoie de Dumnezeu în viața asta. Eu mă descurc și fără El. Ca și părinte, nu cred că există cuvinte mai grele care ți le poate spune copilul. Nu cred. Cea mai mare bucurie ca părinte e să vezi copilul că intră și face botezul. Și apoi să vezi că face nunta în biserică. Cea mai mare bucurie. Nu? Mi-a zis, frate Cristi, părinții au rămas acasă plângând și eu m-am dus și m-am făcut nunta în discotecă. După nuntă, zice, meream așa în vizită pe la bunici, pe la părinți. O găseam pe bunica în zile de post. Bunica era undeva la țară, mai muncea, la sapă, la una alta, cu buzele crăpate.
Și îi spuneam: bunico, nu mai posti pentru mine, că eu nu mă pocăiesc în veci. Du-te și mănâncă și bea apă. Tu nu vezi ce bine mere fără Dumnezeu. Într-adevăr, a început să-i meargă foarte bine, financiar, material. Numai că eu nu judec omul după cum îi mere material, ci după cum îi mere spiritual. S-ar putea să crezi astăzi că dacă îți merge bine material, e pentru că meriți. Nu. S-ar putea Dumnezeu să-ți vorbească prin bine și tu să nu iei seama așa, mai târziu, prin rău. Să știi. Îmi spunea frate Cristi, atâția bani am avut că mi-am făcut mănuși din aur, de aici în jos. Mănuși din aur. Nu mai știam ce să fac cu banii. Le spuneam la ei mei, vedeți? Fără Dumnezeu, uitați ce bine merge. Bunica îmi spunea, eu o să plec din viața asta, dar lacrimile mele și rugăciunile mele te vor urmări toată viața. Eu voi pleca. Că banii pierdem, oameni buni, dar zilele de post și de rugăciune rămân. Mi-a spus frate Cristi, știi de ce suntem azi în Spania? Și am zis, nu. Pentru că într-o zi ne-au fost blocate toate conturile. Am lăsat parcarea plină de mașini în țară, vila mare în țară, și am fugit în Italia. Ne-am luat câteva haine de marcă în Geamantan. Din Italia am fugit în Spania. În Spania am lăsat hainele în aeroport, că nu mai aveam bani să mergem să luăm o chirie. Am ajuns să dorm cu soțul meu pe bănci în parcurile Spaniei. Noaptea era destul de răcoare, ne îmbrățișam nu pentru că ne iubeam, ci ca să nu murim de frig. Frate Cristi, am ajuns să mănânc din containere. Eu care altă dată aveam mănuși din aur, am ajuns să mănânc din container. După câteva săptămâni în care Dumnezeu m-a îngenunchiat, m-a umilit, că dacă nu te smerești tu, te smerește Dumnezeu. Să știi. O zis, m-am aplecat pe genunchi în parc cu soțul și am zis, Doamne, am înțeles că rugăciunile bunicii și ale părinților m-au ajuns. Eu nu vreau să mai trăiesc nicio zi fără tine. Frate Cristi, am sunat la aeroport și le-am spus, vă rog să-mi aruncați toate hainele alea scumpe pe care le-am lăsat acolo la gunoi, că n-am bani să plătesc chiria, că atunci când le trebuia să le ia, trebuia să plătească niște bani. Frate Cristi, am ajuns, m-am pus pe genunchi în parc și am spus, Doamne, când mă ridic de aici, eu voi pleca la întâmplare pe străzi. Aș vrea să intru într-o biserică penticostală română ca să-mi predau inima ție, într-un cadru în care să fie frați și surori. Frate Cristi, am început să merg la întâmplare. Vreau să vă spun ceva astăzi. În viața omului care se pocăiește, nimic nu mai este la întâmplare. Am plecat, nu știu cât, a doua stradă, dacă nu greșesc, la stânga, am trecut pe lângă un local unde se auzeau cântări în limba română. Oameni buni, nici cu GPS-ul nu găsești biserică penticostală în Spania. Greu uneori să găsești. Da, fără GPS. Când e GPS-ul Duhului Sfânt, știi ce bine e? O zis, am intrat în biserică, m-am pus pe ultima bancă. Eram cu pantalonii murdari, cu șlapi rupți. M-am pus pe ultima bancă și am umplut podeaua de lacrimi. Mi-am întâlnit acolo verișori pocăiți. L-am sunat pe tata acasă și i-am spus că fac botezul. Și tata a zis, nu cred. Că uneori așa suntem și noi ca tatăl ei. Ne rugăm, dar nu credem. Și a zis, Cristi, a luat tatăl meu avionul să vină să vadă botezul. Două săptămâni a stat la noi. Și două săptămâni tata a plâns în fiecare zi. Și a zis, Doamne, îți mulțumesc că a venit fata mea acasă. Vreau să spun astăzi ceva. Nu te mai baza pe aurul care l-ai. Nu te mai baza pe banii care ai, pe telefonul care l-ai. N-aștepta să ajungi ziua când să cauți în container. N-aștepta. Acum când totul e bine, vină la Dumnezeu. Mă sună oameni în fiecare zi. Frate Cristi, roagă-te pentru mine că-s bolnav. Și aș vrea să le pun o întrebare, dar nu vreau să-i supăr. Când ai fost sănătos, unde erai, în biserică? Frate Cristi, acum dacă m-ar vindeca Domnul, n-aș mai lipsi la niciun program. Dar când ai fost sănătos, de ce ai lipsit? Frate Cristi, acum dacă n-aș mai avea diabet, aș mulțumi Domnului pentru fiecare prăjitură care o mănânc. Mai de mult comentam la ele. Eram sănătos. Dragii mei, o a treia poză pe care vreau să vă amintesc este în Luca capitolul 17. Din nou, deschidem la Luca. De data asta cu un capitol mai în spate.
Biblia spune că erau 10 leproși. Iisus intra într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși. Ei au stat departe și au ridicat glasul și au zis, Luca 17:13. Iisuse învățătorule, ai milă de noi, da? Ascultați. Când i-a văzut Iisus, le-a zis, duceți-vă și arătați-vă preoților. Și acum imaginați-vă, 10 leproși. Împreună, au început să meargă spre preoți. Și în timp ce mergeau, s-au uitat unul la altul. Unul care n-avea ureche, o văzut ăialalți care are ureche. Unul care n-avea degete, pentru că lepra, atât de nenorocită era lepra și atât de nenorocită e lepra, încât îți scădeau mădularele. Și s-au uitat unul la altul și au văzut, mă, zice, băi, bă, zile, dar ăsta avea o rană aici la umăr, mă. Și apoi s-au uitat fiecare la el și au văzut că-s vindecați. Și-au plecat mai departe. Dacă ar fi avut telefoane oamenii aceia, în toate pozele, ar fi prins 9. 9 oameni sănătoși, 9 oameni vindecați. Știți câți au prins Iisus în poză? Câți? 1. M-am stat și m-am întrebat, oare ăsta e procentul în biserică? Din 10, numai 1 mulțumește. Din 10 vindecați, numai 1 pleacă și mântuit acasă. Din 1000, numai 100 să plece la răpire. Că ne batem, că avem biserici mari. Oameni buni, mă bucur că aveți biserica plină, dar îmi doresc după răpire să fie goală. Că alte biserici o să fie pline și după răpire. Mă auziți ce spun? S-a întors samariteanul ăsta. M-am tot întrebat, de ce spune Biblia că era samaritean? Știți de ce? Din toți ăia care erau acolo, ăia alții erau iudeini. Cine știe ce mai fi fost, greci? Unul singur era samaritean. Știți că între samariteni și iudei nu era nicio legătură? Pentru aia spune femeia samariteancă la Iisus, tu să-mi dai mie apă. Păi noi nici nu ne salutăm pe stradă, mă, și tu vei să-mi dai mie apă. Dar eu mă descurc și fără tine. Cea mai mare umilință pentru un samaritean sau o samariteancă era să recunoască că Iisus Hristos sau un alt iudeu l-a ajutat în viață. Și omul ăsta calcă peste mândria lui, peste buletinul lui de samaritean, se întoarce, se aruncă cu fața la pământ. Și când toți făceau poze la ăia nouă, Iisus Hristos, cu ochii lui ca para focului, se uită la el și îl surprinde pe omul acesta în praful drumului. Și Iisus Hristos pune o întrebare, oare n-au fost curățiți toți cei 10? Ceilalți 9 unde sunt? Au plecat. Că mulți ne trimit bilele la amvon și spun rugați-vă că am diabet, ne rugăm. Și pe unii Domnul îi vindecă și pleacă în lume. Acum ați înțeles de ce pe unii Dumnezeu nu îi vindecă niciodată? Că pe unii boala îi ține în biserică. Pe alții sărăcia îi ține cu smeriți. Pe alții un copil, poate bolnav, îl ține cu capul plecat și mă ține cu capul plecat și știu că rămân lângă Domnul toată viața. Pe altul poate o soție, îmi scrie astăzi cineva, frate Cristi, de 6 luni soția îmi face viața un calvar. Mulțumește Domnului și pentru aia, că poate din cauza asta te rogi 3 ore pe zi. Mai înțeles ce spun? Mai înțeles? Îi spuneam astăzi cuiva, dacă toți ne-ar aplauda, am ajunge sus în dut și de acolo am picat în cap. Dar Dumnezeu ne ține smeriți prin unii care comentează aiurea. Bineînțeles că își vor lua răspata dacă nu se pocăiesc. Dar treaba mea nu e să-i lovesc cu pietre, ci să mă rog pentru ei. Ce faci astăzi? Vreau să vă pun o întrebare. Asta e fotografia mulțumirii. V-am vorbit despre fotografia smereniei și a mândriei. Despre fotografia comparațiilor. Vreau să vă vorbesc despre fotografia mulțumirii. Câți dintre voi aveți motive să-i mulțumiți Domnului? Uitați-vă să vedeți în viața voastră cât bine v-a făcut Iisus Hristos. Vreau să vă pun o întrebare. Ce folos că ăștia nouă au mers sănătoși acasă și au mers sănătoși în cimitir și au murit sănătoși și au mers în ea sănătoși? Toată viața vrem să fim sănătoși fizic. Eu vreau altceva. Să fiu sănătos spiritual. Înțelegeți ce spun? Auziți, îi spune Iisus Hristos, scoală-te și pleacă.
credința ta, dar la care credință? Credința aia exprimată prin mulțumire. Mă duc aminte că prima cântare care a cântat-o în biserică, împreună cu fratele meu, era o cântare care a cântat-o așa plictisiți, că noi nu înțelegeam cântarea. Dar nu știam de ce plânge biserica. Astăzi cânt și nu mai plânge biserica. Nu. Cântarea spunea, mulțumesc de apa dulce de izvor din care beau. Cer iertare pentru apa tulburată fără să vreau. Mulțumesc de pâinea care m-a hrănit flămând fiind. Oameni buni, voi mai mulțumiți Domnului pentru pâine. Am niște prieteni plecați în Africa acum. Eu n-am putut să plec, copiii mi-s mici, soția e însărcinată. Aș fi vrut să plec și eu. I-am sunat și mi-a zis, Cristi, tu cum te simți dacă nu bei cola într-o zi? Și am zis, nicio problemă. Bun, dar dacă nu bei Sprite într-o zi? Nicio problemă, am apă. O zis, frate Cristi, sunt aici copii pe care îi întrebăm, cum vă simțiți dacă nu mâncați într-o zi? Bine, asta e. O zis că în fiecare zi mănâncă niște fasole cu niște, ca și mămăliga, ceva praf din ăla, ca și mămăliga. Și o zis, Cristi, mămăliga noastră e extraordinar de bună pe lângă aia. Aia e nimica, nu poți să mănânci. O zis că e groasnică, dar ei numai și umplu stomacul cu ea, că n-au ce mânca. O zis, le-am dat o bomboană și s-au plecat toți în genunchi să ne mulțumească pentru o bomboană. Și eu la copiii mei le dau o plasă de bomboane și în loc să spună mulțumesc, spune mai ai? Nu așa faceți și voi cu Dumnezeu. De cât timp sunteți în Anglia, cât bine v-a făcut Iisus Hristos? Banii care voi ați făcut în 4 ani în Anglia, părinții voștri nu i-au făcut în 60 de ani acasă. Sunteți de acord cu mine? Am avut bunici care nu au mâncat la KFC niciodată în viață. Nici la turci, nici la arab. Pentru mămăliga aia care aveau și o mâncau, însă se rugau cu mai mult foc decât mă rog eu pentru masă. Oameni buni, vreau să vă spun astăzi ceva. O spus cineva că sunt îngeri care duc cererile noastre și mai sunt îngeri care duc mulțumirile noastre. Și aia care duc cererile în continuu umblă. Și aia care duc mulțumirile stau și se uită că nu prea au treabă. Noi știm bine versetul ăla care spune, cheamă-mă în ziua necazului, eu te voi izbăvi. Și tu ce o să faci? Să te bați cu pumnul în piept, nu? Eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Lângă Dorohoi, lângă Suceava, în urmă cu aproape 20 de ani, era un proroc al lui Dumnezeu. Și Domnul i-a spus într-o zi, du-te într-un sat. Și i-a spus satul cu numele, pentru că acolo este un bătrân care de luni de zile nu mai ieșe din casă, e bolnav la pat. Du-te, pune-ți mâna peste el, fă-i ungerea, fă-i mărturisirea și eu să-l vindec, o zis Domnul. Și fratele nostru, prorocul, a mers. L-a găsit pe bătrânul ăsta. A făcut mărturisirea, a făcut ungerea și la cuvântul Domnului a fost vindecat. Fratele nostru a plecat acasă. Și bătrânul a doua zi a ieșit în oraș. În satul în care era, a ieșit la primărie, avea ceva, era deja nemai ieșit din casă de luni de zile, a rămas cu multe lucruri în urmă. Facturi, primărie, acte care le avea de rezolvat la piață. Și oamenii se opreau în timp ce el mergea și se uită, bă, dar tu de luni de zile ești bolnav, mă, că într-un sat se știe imediat. Dar cum ești, cum de sănătos? Și el spunea, uite așa, zice. Merea mai departe, bă, dar tu luai medicamente, mă, tu așteptai să vină moartea, cum? Și lui era rușine să zică că Dumnezeu l-a vindecat. Și a zis, uite așa, hai să vă spun ceva. Și ceea ce vă spun se poate proba. Vă dau un număr de telefon dacă vreți. Fratele proroc, în ziua, a ajuns acasă, a stat câteva ore acasă și seara Domnul i-a vorbit și a zis, du-te înapoi. Și spune omului pe care l-am vindecat, pentru că nu mi-ai mulțumit și nu m-ai proslăvit, în noaptea asta vei muri sănătos. Și fratele proroc s-a îmbrăcat, a plecat și i-a spus, Domnul mi-a spus să spun, pentru că nu mi-ai mulțumit, nu m-ai proslăvit, când alții te-au întrebat, nu? Ai spus, uite așa, în noaptea asta vei muri sănătos, în noaptea vei muri sănătos, fizic, nu știu, spiritual. Frate și surori, știți, așa pe Dumnezeu de la noi.
în fiecare zi să-i mulțumim. Vreau să vă spun ceva, faceți o probă. Chiar dacă nu-i mai cereți nimic în viața asta, nu mă mulțumiți pentru tot și o să vedeți că vă poartă de grijă mai departe. Te întreabă și pe tine neamurile din țară, bă, dar cum ai reușit să ajungi la nivelul ăsta? Să... Uite așa, nu? Dar cum ai reușit să ai apartament? Uite așa, zice. Bă, dar cum ai reușit să-ți iei un cioran cu 7 locuri din 2014? Bă, bine, mă, zice. Tu nu știi cât am salar, zice. Frate și surori, stimați tineri, stimați părinți, sunt în țară familii, la Marie Curie în București, la spitalul de cancer de copii, sunt părinți cu copiii 1-0, care stau de 3-6 luni în spital cu ei. Unii, citeam despre ei, și-au vândut și casa și apartamentul și tot ce au avut, pentru că pentru copilul tău faci orice. Voi aveți copii aici cu voi și nu mulțumiți Domnului și eu nu mulțumesc Domnului de ajuns. N-ai vrea astăzi când Dumnezeu face poză să ne prinde mulțumind? Doamne ajută-mă la asta. Vă mai spun două fotografii și apoi închei. Fotografia dărniciei. Nu mai deschid, dar spune Biblia că niște bogați au mers la templu și vreau să vă explic un pic pasajul acela. Lângă templu, spun istoricii, erau niște case de schimb. Nu știu dacă erau schimb valutar neapărat, dar schimbau banii, da? De exemplu, tu aveai niște monede mai mari, niște bani mai mari, da? Atunci erau monede, nu erau bani din hârtie. Aveai niște monede mai mari și ăștia schimbau monede mai mici și mergeau bogați înainte să intre la biserică, la templu și schimbau banii mai mari în bani mai mici. Și apoi măreau până în față, erau niște leghiane acolo. Și când ajungeau în față, luau mărunțișul, că din spate nu se vedea dacă ai mărunțiș sau mari sau mici, știi? Luau mărunțișul, îl ridicau sus și dădeau drumul la bani în leghiene. Și se făcea gălăgie în sală și toți erau cu telefoanele pe ei, știți? Bă, zice că tu-o pus ăsta, mă, extraordinar. Bă, dar ai văzut câte mii de euro a pus ăsta la colectă? Numai Iisus stătea și se uita... Nici nu se uita, cred că, la ei. Doamne, tu nu ai văzut că te-au pus ăștia? Și au zis Iisus, stați-mă un pic, că mai este cineva. La final, când ăștia au plecat afară cu fanii lor, știți? Au rămas o văduvă. Toți banii care avea acasă, i-o lua cu ei la biserică. Am o întrebare, ați făcut careva prostia asta în seara asta? În ghele mele prostii. Ați luat careva toți banii de acasă cu voi? Cum să iau, mă? Eu am luat numai măruntul, mă. Ce m-a rămas de la Mec. Nu? Cum să iau cu mine? Să-i pun cumva la colectă? Nu? Dragii mei, ascultați-mă. Putea să folosească versete din Biblie. Doamne, știi că-s văduvă. Eu am nevoie să fiu ajutată. Nu eu să ajut pe alții. O luat doi bănuți. Atât mai avea acasă. O mers până lângă ligianele alea în față. Dacă bogații s-au uitat în spate când au pus să vadă că dacă toți au telefoane pregătite, știți? Văduva s-a uitat și a zis, mă, sper să nu mă vadă nimeni. Și ea nu a ridicat mâna sus, știți, se făcea de râs. Ea a ridicat mâna numai până la ligian și a împins banii acolo. Și s-a gândit, ce bine că nu m-a văzut nimeni. Dar este unul care vede oameni buni. Și numele lui este Iisus Hristos. Și a spus Domnul Iisus către ucenici, eu am văzut poza asta, eu am făcut o poză. Vreau să vă spun ceva, a spus Iisus Hristos. Și să vă dau toată matematica voastră, vreau să vă dau peste cap. Văduva asta. O pus mai mult. Că Iisus nu se uită la cantitate, ci la calitate. M-ați înțeles? Dragii mei, ați cântat, dragi tineri, o cântare frumoasă. Tot ce am îți dau. Îi spunea un vers din cântare, dacă bine mă amintesc, singura mea dorință ești tu. Voi chiar credeți și-ați cântat? Păi dacă Iisus e singura ta dorință, de ce vorbești cu 10 fete pe Facebook? Cred că acum unii zice, cine l-a chemat și pe ăsta aici? Mă? Dacă Iisus e singura ta dorință, de ce poftești lucrul aproape lui tău? De ce îl invidiezi pe vecinul tău de ce telefon are și nu îl invidiezi din ce Biblie are?
Mă gândeam stând pe scaun că noi cântăm multe cântări că sună fain, știți? Dar oare le și trăim? Să te laud, eu tânjesc. Doamne, îți dau inima, îți dau tot ce am. Chiar îi dai tot? Și buzunarul din spate sau numai din față? Îi dai tot? Oameni buni, Dumnezeu nu face poză la cât punem la colectă. Dumnezeu face poză la cât ne mai rămâne acasă. Și vă dau un exemplu. Dacă ai 1000 de lire și pui 50 de lire la colectă, 50 de lire e mult, nu? E bine, nu? Da, dar să rămâne 950 acasă. Dacă ai numai 50 de lire și pui 50 de lire, ai pus tot. Și ai pus mai mult decât toți din biserică. Cât îți mai rămâne acasă? Duc aminte, avem o familie de prieteni în America. Sora aceasta, 7 copii, au rămas văduvă cam de vreo 13 ani de zile, 14 ani. I-a murit soțul. Au rămas văduvă cu o fată și 6 băieți. Fata s-a căsătorit și băiatul mai mare a zis: mami, zice, eu vreau să fac o școală de misiune, să mă duc să spun la alții despre Domnul. Și maică s-a auzit: Richard, soțul meu a murit, fata mai mare s-a căsătorit, mâna mea dreaptă ești tu acum acasă. În America, dragii mei, nu e așa ușor cum credeți voi de aici sau cum credem noi din România. Îs facturi de plătit, e mult de muncă. Și o zis, am nevoie să mă ajuți, că mai am 5 după tine. Și el a zis: mami, eu vreau să spun ceva. Pe mine mă frământă o întrebare, ce fac pentru Dumnezeu? Că pentru mine fac multe. Pe voi vă frământă întrebarea asta? O mers la școala de misiune, Richard, au făcut 2 ani. Dacă nu greșesc, în 2015 sau 2016, nu mai știu exact, în ianuarie, au terminat cei 2 ani și au zis profesorii de acolo creștini: veți pleca în Honduras pentru 6 luni de zile ca să faceți practică. Acolo în Honduras sunt copii ai străzii, sunt oameni care se droghează, sunt oameni care mănâncă din containere, sunt cartiere rău famate. Vrem să vă trimitem acolo să faceți practică. S-a făcut o rugăciune la terminarea școlii cu toți acolo. Și un frate proroc a avut o înștiințare că unul din cei care pleacă nu se va mai întoarce acasă. Am o întrebare: ai mai fi plecat? Aș mai fi plecat? O mers Richard la maica sa și maica sa a zis: Richard, eu o să mă rog în fiecare zi să postez, nu cumva să se întâmple ceva rău. Și Richard a zis așa: mami, eu vreau să spun ceva. Eu sunt pregătit dacă se întâmplă ceva. Dacă se întâmplă ceva, eu sunt pregătit. La 22 de ani, alții la 60 nu sunt pregătiți. Mami, nu pentru mine să te rogi, roagă-te pentru restul, să fie și ei pregătiți. Era undeva iulie spre august și au luat toți biletele din Honduras spre America să vină acasă. Mai erau 3 săptămâni. Și într-o seară, Richard a fost trimis să ducă ceva pachet la nu știu ce copil al străzii. O lua bicicleta, era carosabilul umed și a ajuns sub un tir. Și a murit. Dragii mei, vreau să vă spun că înainte de moarte o vorbi cu fratele lui la telefon, cu unul din frații lui la telefon. Și se punea fratele lui că o oră întreagă ori vorbit doar despre cer. Când ai vorbit ultima dată o oră despre cer cu cineva? Noi vorbim despre sport, despre politică, despre pământ, despre investiții. Știți pe cine ia Dumnezeu acasă? Pe aia care vorbesc și trăiesc pentru cer. I-am căutat pe internet poza, să văd ultima poza lui, să văd cum era la ultima poză.
cu freză de naia pe 15 cărări, tuns nu știu cum, cu nu știu ce, da? Cu tatuaje, cu cum era? Ultima poza lui Richard era cu un copil al străzii în brațe. N-avea multe like-uri poza asta. Că știți, la asta nu prea să dau like-uri. Dacă ești cu fata în brațe, dacă ești cu prietena în brațe, atunci primești like-uri. De la oameni, nu de la Dumnezeu. Am stat și m-am gândit, Doamne, când o să mor eu și o să caute pe internet alții ultima poză cu mine, cum o să fie? La film? La colț, ca în Proverbe 7, o să fie poza ta. Cum o să fie ultima fotografie ta? În ziua mormântării îmi spunea chiar și maica sa, m-am întâlnit anul trecut cu ei, cu ea, cu dânsa. Frate Hristos, s-au pocăit zeci de tineri, sute de tineri. Păi cum să nu te pocăiești când vezi pe unul că pleacă la 22 de ani și spune, sunt gata? Când vezi că la 22 de ani nu întreabă tati, când îmi cumperi mașină? Ci întreabă tati sau mami, ce pot să fac pentru Iisus? N-ai vrea să ai astfel de copii? N-ai vrea să ai astfel de fete, de băieți, care să zică, mami, nu pot să mă duc până în Oltenie. Mami, dar nu mă las să mă duc în Uganda, în Africa. Să dau și eu bomboane la copii. Să vedeți ce bucuroși erau copiii. Au primit o bomboană, bucuroși, un cozonac, o pâine. Am văzut copiii din Africa, scrisori în limba engleză, le scria la fratele care au mers acolo să le ducă lucrurile astea. Și au zis, vă mulțumesc că ne-ați făcut fericiți, pentru că ne-ați spus despre Iisus Hristos și de faptul că cineva ne iubește. Că am un tată care mă bate acasă, am o mamă care m-a alungat de acasă și la voi am găsit pace și bucurie. Pentru că sunt oameni în viața asta, frați și surori, este sora Lily în Africa. Puteți să intrați pe internet să vedeți site-ul ei. Este sora Agnes în Africa. Fete care au zis, ne-am pus viața la dispoziția lui Dumnezeu. Nu ne interesează că nu ne pună ăștia pe Facebook. Nu ne interesează că nu ne dă nimeni like pe Insta. Da? Nu ne interesează asta. Aici, în pădurile din Africa, în pustia asta, când vin 300 de copii și învățăm să cânte o cântare pentru Iisus, știm că cineva ne face poză. Înțelegeți? Nu mai umblați oameni buni după like-urile oamenilor. Nu mai umblați după fotografiile oamenilor. Umblați după fotografiile lui Iisus Hristos. După like-urile care, după aprecierea care El ți-o dă. Și închei spunându-vă de o ultimă poză, Cain și Abel. Poza slujirii. Or, ieșit din Eden Adam și Eva și când au ieșit din Eden, Dumnezeu sacrifică un animal ca să le facă haine, dar eu cred și alții cred la fel, că Dumnezeu a sacrificat animalul ăla ca să le dea și o lecție. Din cauza păcatului vostru trebuie să se verse sânge. Eu cred că Adam și Eva la Cain și la Abel i-au spus, oameni buni, dragi copii, când aduceți Domnului o jertfă, aduceți ceva care să vă coste. Știi ce ușor e să pui banul lui maică-ta la colectă? De ce ușor e? Dar pune telefonul tău la colectă. Să-l vindem și noi cu 300 de euro să ne plătim curentul. Știi ce ușor e să aduci Domnului jertfe care să nu te coste? Cum v-am spus și vineri, negativul luat de la nu știu care, cântarul copiat de la nu știu care, predica luată de nu știu unde. Dar să stai tu pe internet 3 ore până, nu pe internet, să stai tu pe genunchi, nu pe internet, 3 ore până primești o predică. Când a fost ultima dată lucrul ăsta? E ușor să zici, uite aici, 50 de lire, mereți în Oltenia cu ei. Dar de ce nu vii tu să în Oltenia? Să hrănești niște oameni. Pentru că generația noastră vrea să aducă multe jertfe care să nu-i coste. Cain lucra la câmp, da? Abel lucra la animale. Vreau să vă pun o întrebare. Ce e mai ușor?
să dai Domnului 2 kg de grâu sau 2000? Grâu, nu? Păi luai niște grâu, l-ai pus acolo și gata. Spune Biblia că Dumnezeu n-a privit cu plăcere spre jertfa lui Cain, dar spre Abel și spre jertfa lui a privit cum? Cu plăcere. Dragii mei, vreau să înțelegeți ceva în această seară. Dumnezeu mai întâi, înainte să aduc jertfa, se uită mai întâi la Abel și apoi la jertfa lui. Dumnezeu mai întâi se uită la cel care predică, nu la predică. Dumnezeu mai întâi se uită la cel care cântă, nu la cântare. Că mulți cântă și nu se mai întâmplă nimica. Nu se mai întâmplă nimic. Dumnezeu mai întâi se uită, oameni buni, la omul acela care vine la adunare, nu la faptul că vine la adunare. Nu se uită mai întâi în interior. Că tu vrei să cânti duminica, dar de luni până sâmbătă, știi cum ai trăit? Ai trăit frumos? Ai trăit cu Dumnezeu? Sau vrei numai poza să fii și tu live în față? Și Cain a zis, eu nu mă umilesc, să cer la frate meu să-mi dea un miel. Adică să-l plătesc eu lui un miel? Păi eu sunt mai mare în familie, mă. Cum să mă smerez eu să cer la Abel un miel? Dragii mei, când au văzut că jertfa lui frate s-a fost primită de Dumnezeu și jertfa lui nu, vreau să vă pun o întrebare. Ce trebuia să facă Cain? Să se pocăiască. Știți ce facem unii dintre noi? Când vedem că alții au har și noi n-avem, dăm cu pietrele la care are har. Că e mai ușor să bârfești și să scoți zvonuri neadevărate despre unul care predică cu lacrimi sau cântă cu lacrimi, decât să te pocăiești tu ca să ai și tu lacrimi la rugăciune. Și au zis, hai să mergem la câmp. Și Abel a mers la câmp. Și acolo la câmp l-a prins și l-a omorât. Că așa fac unii. Își omoară frații în loc să se pocăiască ei. Zice, bă, omule, decât să am un sfânt lângă mine care să fie mai sfânt ca mine, mai bine să fiu eu singur. Că atunci nu mai poate să facă comparație nimeni. Dragii mei, în această seară vreau să vă spun ceva. Dumnezeu vrea mai întâi sfințire și apoi slujire. Trăim vremuri foarte grele astăzi, în care oamenii vor mai întâi reputație, mai întâi să fie chemați, să se audă despre ei. Ascultați-mă, dacă stai pe ultima bancă și nu te-o chema nimeni să cânti o cântare sau să predici niciodată în viață, dar ai trăit în sfințenie, tu îți ajungi în cer. Și dacă ai fost chemat peste tot și ai slujit și ai o reputație, dar n-ai caracter, omule bun, ascultă-mă, tu nu o să ajungi în cer. Tu nu o să ajungi în cer. Că Dumnezeu nu se uită ce face Cristi Boariu mai întâi de la 6 la 8 la Leeds, luni seara. Dumnezeu se uită să vadă dacă azi dimineața când m-am sculat și când voi nu m-ați văzut, m-am pus pe genunchi. Am cunoscut un frate proroc, a venit aici la voi în Anglia, nu a venit la voi la Leeds, a fost în Londra. A muncit câteva luni pe șantier în Anglia. Și firma l-a luat și l-a dus la, împreună cu echipa la un șantier în afara Londrei și l-a cazat la un hotel împreună cu colegii lui. Și lucra cu câțiva penticostali, nu știu dacă erau și pocăiți, dar lucra cu câțiva penticostali pe șantier. Și unul tot făcea glume și la mișto îi lua pe toți. Și prorocul i-a zis, tu de acolo un pic mai încet, că Domnul mi-a spus azi dimineață că nici măcar nu te-ai pus pe genunchi să te rogi. Așa e că vă plac prorocii ăștia, nu? N-ați dat numărul la prorocii ăștia. Nu mai e în viață, a plecat. Și altul a început să râde de ăla și a zis, vezi, te-o dea Dumnezeu pe față. Și a zis, prorocul, și tu mai încet, că nici tu nu te-ai rugat azi dimineață. Dar ne place, știți? Glume, o râs la glumele mele. Să ieșim în evidență, să ieșim în față, să luăm la mișto pe alții. Și poate ăla pe care îi lei la mișto, poate e mai sfânt ca tine. Te-ai gândit la asta? Ăla de care tu-ți bagi joc, s-ar putea acasă, când stă cu Dumnezeu, să plângă. Absalom a avut reputație, nu a avut caracter. Tot Israelul l-a cunoscut. Dumnezeu nu l-a cunoscut. Uitați-vă că Dumnezeu nu spune în Matei 25 și Matei 7. Plecați de la mine că nu mi-ați slujit. Așa spune. Plecați de la mine că nu v-am cunoscut. E mare diferență, oameni buni. Că poți să slujești 50 de ani. A fost un frate lângă Bistrița, au cântat la acordeon 10 de ani. După 20 de ani au ajuns într-o biserică.
Și Duhul Domnului a strigat după 20 de ani de cântat la acordeon. Duhul Domnului a strigat în plen: bărbatule, când vei începe să cânti și pentru mine? De câte ori n-ați cântat și n-am cântat și n-am predicat pentru like-urile oamenilor? Și oamenii au zis: extraordinar, e putere. Și nu era putere. Că nu confundați oameni buni decibelii cu harul. Că nu trebuie să urli tot timpul ca să fie putere. Poate ești nicăjit ca și Ana și plângi și suspini și Dumnezeu coboară. Și dacă n-ai sfințenie în tine, poți să urli la maxim. Să dai boxele la maxim. Și nu se întâmplă nimic și nu se vindecă nimeni. Mai înțelegi ce spun? Închei cu ultimul verset din predică pe care îl amintesc. 2 Timotei 2, vedeți că unul știți, mă bucur, 2:21. Deci dacă cineva se curățește de acestea, de păcatele acestea, va fi un vas de, nu zice va fi un vas folositor mai întâi, va fi un vas de cinste, sfințit, destoinic pentru orice lucrare bună. Folositor pentru orice lucrare bună e pus la urmă. Adică au zis Dumnezeu: Cristi, vreau să mă înțelegi ceva. Dacă trăiești în sfințenie, dacă trăiești lângă mine, în orice lucrare te pun, tu vei face bine și eu voi coborâ slava mea peste ea. Dacă tu ești un vas de cinste, dacă tu ești un vas curat, dacă n-ai plecat în misiune și nevastă a rămas plângând acasă, cum am auzit acum despre cineva, dacă n-ai plecat la biserică să cânți la microfon și mama plânge acasă, că știe că acasă stai pe filme pornografice, dacă știe, dacă ai pus parola la telefon, nu știe, știe Dumnezeu că el știe să treacă de parole. Dacă ai făcut lucrurile astea, ascultă-mă, în orice lucrare care te folosește Dumnezeu, nu e o lucrare bună și nu te poate folosi la maxim. Dragii mei, uitați-vă cât de mult ne rugăm și să mai vindecă bolnavii. Uitați-vă câte predici predicăm. Petru a predicat o predică și s-a pocăit 3.000. Noi predicăm 3.000 de predici și până să pocăiesc 3.000. De ce? Că suntem împărțiți. Vrei mai mult slava oamenilor. N-ai vrea astăzi să coboare slava lui Dumnezeu peste tine? Cum o să închei viața? Cum o să fie plecarea ta din viața asta? Vă las o mărturie frumoasă, poate ați văzut-o pe internet, cineva a pus-o deja. Am fost sunat anul trecut în august. Mi se potrivește atât de bine și se potrivește atât de bine la fotografii. Am fost sunat în august anul trecut de un frate. Frate Cristi, poți să vii la mormântare? Și am zis, cine a murit? Și a zis, fata mea de 34 de ani. Oameni buni, când tu ai 31 de ani și trebuie să predici la una de 34 de ani, credeți-mă că nu-i simplu. Nu-i simplu deloc. I-am spus că nu vreau să mă duc. Ce să vorbesc? Ce sfaturi să-i dai? Copiii tăi sunt viață? Ce sfaturi îi dai la tata care și-a pierdut fata? Că e ușor când copiii tăi sunt sănătoși să dai sfaturi la ăla care are prunci bolnav. E ușor. Că n-ai trecut pe acolo. Știi să-l judeci, să-l cântărești de drept. În final m-am dus. Am ajuns acolo și tatăl m-a luat deoparte și a zis: de Cristi, împreună cu frații care ați venit, vă rog frumos să vorbiți despre Tabita. Am zis: frate, m-am gândit așa în minte, eu nu înțeleg un lucru, pe fată nu o cheamă Tabita, o cheamă Magdalena. De ce să vorbesc despre Tabita? Frate Cristi, vreau să spun ceva. De la vârsta de 10 ani până la 34 de ani, fata mea a fost bolnavă cu ficatul. Când alți copii mergeau la școală, când alți copii luau premiu, când alți copii luau geanta în spate să meargă la școală, fata mea, împreună cu mine, meream, luam medicamentele și ne internam în spital. Luam analizele, dosarul gros de analiză și mergeam Timișoara, Cluj și alte spitale din țară. Frate Cristi, 7 transplanturi de ficat au trecut pe lângă fata mea. Noi n-am avut relații și banii care au alții. 7 transplanturi au trecut pe lângă fata mea și fata mea a rămas tot bolnavă. Când alte fete la 23 de ani, 24 de ani, 20, 18,
când alte fete se căsătoresc, se mărită. Pe fata mea nu o întreba nimeni dacă nu-i dă numărul de telefon. Că cine are nevoie de o bolnavă în casă, nu? Așa gândesc băieții astăzi. Frate Cristi, vreau să spun ceva și vreau să fiu și eu mai scurt asta. Vreau să spun ceva, am avut o tabită. Odată când am venit din spital, mi-au zis, tate, nu merg la Deva să cumper lână. Gemuri din alea de lână. Și am zis, dar ce vrei să faci, Magdalena, cu gemurile astea? Păi zici, tate, eu n-am putut să mă duc la repetiție, la cor, la orchestră, la biserică, cum ați mărs voi. Eu am fost ani de zile în spitale. Tate, eu dacă mor, cu ce mă duc la Dumnezeu? Tate, eu vreau să fac ciorapi la copiii străzii. Și tu ai ficat tot sănătos și nu faci așa ceva, așa-i? Și eu, poate. M-am dus, i-am cumpărat, am zis că o să-i treacă asta. Au făcut zeci de șorapi, sute de șorapi. În urmă cu vreo 2-3 ani și-o dat seama că o să moară, că nu o să mai trăiască mult. Și-o zis, tate, zice, eu, zice, avea pensia vreo 11 milioane și ceva de la stat, ajutor medical. Apoi eu scăzut-o la vreo 3 milioane și ceva, 4 milioane. Și-o zis, tati, vreau să spun ceva, nu mai cumpăra medicamente. Că de 24 de ani tot iau medicamente și nu mă ajută cu nimic. Tati, mai bine de banii ăștia, hai să facem ceva pentru cei săraci. Tati, am auzit că sunt familii care sunt cu casa în construcție cu mulți copii. Uite, hai să le facem gogoși, să le facem plăcinte, să le facem clătit, să-i ajutăm cu ceva. Eu vreau să vă pun o întrebare, oameni buni, stimați băieți, stimate fete, trebuie o fată bolnavă de 24 de ani să facă cogoș? Aia trebuie să facă. Știți de ce fac ce aia cogoș? Că Dumnezeu nu a găsit sănătoasă pe niciuna care să facă asta. Pentru aia. Pentru aia. Mi-a zis taie că s-o fac de Cristi. După mormântare, hai până în baie, zice, să vezi ceva. M-am dus în baie, aveau și ei o casă acolo, o baie. Ce vezi gresia și faianța. Și am zis, da, ce-s cu ele? De ce mă chem să văd? Că am văzut gresia și faianța toată viața. Fata mea a opus. Am zis, ce ai zis? Frate Cristi, fata mea înainte să moară, au zis, tati și mami, toată viața v-am făcut numai pagubă. Vreau să rămână ceva în spatele meu. Să rămână ceva frumos. Nu vreți să chemați pe cineva să mă învețe să pun greze și faianță? Am pe telefon video, mi l-a trimis una din surorile ei după mormântare, în care Magdalena pune greze și faianță. Eu nu vă spun povești din creangă, oameni buni. M-am uitat. Știți cum era pusă? La milimetru. Mi-a trimis un video în care cânta. Nu știa nici să ia gamă la orgă, cum trebuie. Dacă așa cânta, de parcă era Iisus lângă ea. M-am uitat și am zis, Doamne, Doamne, acum înțeleg de ce ai luat o casă. Că și pe casă ți-i pune de asta 90 de ani în lumea asta. Păi pe asta o așteaptă cerul cu brațele deschise, oameni buni. Am ieșit afară să predic. Mi-am dat seama că predic la o sfântă. Când predici la păcătoși e ușor, știi? La sfinții mai greu. Am simțit la mormântarea aceea prezența Duhului Sfânt, cum n-am simțit-o la nicio mormântare în viața mea. Mă uitam în jur să văd măcar unul să facă poze. Nu pentru mine, pentru ea. Aș vrea să fie mai mulți cu cameră video, nu a fost nimeni. Și am stat și m-am gândit, bă, cât e viața asta de ridicolă. La aia care nu a făcut nimic pentru Dumnezeu, vin cu 3-4 camere video să le facă poze la mormântare și înregistrări. Și la Magdalena, 24 de ani bolnavă cu ficat. M-a arătat taică-s-o murăturile care le-a pus. Tot spaițul era plin de murături. A murit toamna până septembrie, august-septembrie. A pus murături, a pus gemuri și anul trecut și anul ăsta. Dragii mei, am stat și m-am gândit, copiii noștri sănătoși. Și spun, să facă mama tot, eu mă duc la mol. Să facă tata. Și Magda a zis, tate și mami, eu vreau să rămână în urma mea ceva frumos. Mi-a scris taică-s-o un mesaj, că a auzit că am spus mărturia lui pe-n biserici, mărturia ei pe-n biserici. Că am spus că era sărac și a zis, de Cristi, să știi că n-am fost sărac.
am fost bogați că am avut o astfel de fată. I-am cerut iertare. Când noi ne uităm la BMW, dacă bă, e sărac sau e bogat, s-ar putea ăla cu Q7 să fie mai sărac decât ăla care umblă cu bicicla. Că ăla poate trăiește în sfințenie. Ultim. Adică să nu mai spui că am fost săraci. Poți să spui mărturia. Să nu mai spui că am fost săraci. Fapt de Cristi, am trecut prin multe viață. 8 copii, mama bolnavă acasă, Magdalena bolnavă la Timișoara. Eu o trebuie să-mi dau demisia de la servici, să fac naveta într-o parte și în altă. Frate Cristi, o vrut diavolul să audă că îl înjur pe Dumnezeu. O vrut diavolul să-mi dau demisia din biserică. O vrut diavolul să audă că îl blastăm pe Dumnezeu. Vreau să spun ceva, frate Cristi, îi mulțumesc Domnului pentru tot. Când copiii își duc părinții la groapă, înțelegi, dar să-și ducă părinții copiii și să spui, frate Cristi, slăvit să fie Domnul. Vreau să vă spun că la finalul mormântării m-am dus până la mașină. Pentru că atunci când am ieșit din casă să plec la mormântare, aveam un plic cu bani pe dulap. Mi-o dat cineva. O zis, frate Cristi, știu că te ocupi de săraci, uite aici un plic cu niște bani, dă-i acolo unde Duhul Sfânt te îndeamnă. Și vreo săptămână jumătate i-am ținut acolo pe dulap. Când am ieșit din casă să plec la mormântare, am auzit o voce, ia plicul cu bani. Și am zis, Doamne, nu mă duc la săraci, mă duc la mormântare, ia plicul cu bani. Am luat plicul cu bani și la finalul mormântării, vocea aceeași voce mi-a spus, ia plicul cu bani din mașină și dă-i la taică-su. M-am dus, m-a sunat după mormântare și a zis, frate Cristi, exact cât o costa mormântarea, atât a fost în plic. Pentru că Dumnezeu meu o purta de grijă la Magdalena și în ziua nunții, nu în ziua morții. Așa și judecătorul meu a fost oameni buni, că nu a fost nimeni să facă poze și fotografii și video. Apropo de fotografii, câți băieți nu umblă după fel și fel de fete care au trupul sănătos, dar au boală în inimă? Și fata asta era bolnavă cu ficatul, dar era sănătoasă cu inimă. Sau și mă gândesc acum e în cer și poate ne privește. Ea a făcut în 34 de ani și unii nu au făcut în 80 de ani. Vreau să vă pun o întrebare. O fată din asta trebuie să facă ciorap când fetele noastre sănătoase stau pe Facebook? N-ai vrea astăzi să zici, Doamne, m-au interesat like-urile băieților. M-au interesat ce spun băieții, colegii. Mi-au spus că mă iubește și am zis, dacă mă iubești, oricum ne căsătorim, putem trăi împreună și putem face ce vrem. Și poate ți-ai pierdut fecioria și puritatea și curăția. Cel mai mare cadou care poți să-l faci soțului tău, asta e. Nu bani de la mama, nu apartament sau casă. N-ai vrea astăzi să spui, Doamne, toată viața am ținut să văd ce o să zică cei de lângă mine de mine. Astăzi am înțeles din predica aceasta că trebuie să fiu atentă și atent ce spui tu despre mine. Că ultimul cuvânt nu o să-l aibă nici șeful, nici patronul, nici colegul, nici președinții. Ultimul cuvânt îl va avea Dumnezeu. Vreau să ne ridicăm în picioare.